Așadar, revoluțiile românești din Moldova și Țara Românească au fost înăbușite repede. Domnitorul Mihail Sturza i-a împrăștiat la Iași pe revoluționarii poeți în doi timp și trei mișcări. La București însă, pompierii de pe dealul Spirii s-au bătut cu turcii după ce frontul revoluționar a preluat puterea politică. La acea vreme, Transilvania făcea parte din Imperiul Austro-Ungar și avea domnitori maghiari. În acel spațiu se pregăteau de revoluție atât românii cât și maghiarii. Interesele lor însă erau divergente. Maghiarii doreau eliberarea Ungariei de sub tutela Austriei și anexarea Transilvaniei pentru a forma o Ungarie mare. Românii din Transilvania doreau eliberarea de ambele tutele, și maghiară și austriacă, impuse de apartenența la Imperiul Habsburgic. Mai mult decât atât, românii transilvaneni vreau și unirea cu țările române. Efectul acestor interese opuse a dus la eșecul ambelor inițiative. La Blaj au loc trei mari adunări naționale românești, proclamându-se Petiția Națională. Autoritățile ungare au ridicat spânzurător pe tot întinsul orașului pentru a intimida revoluționarii, însă, pe data de 3 mai, timp de 3 zile, s-au adunat în oraș peste 40.000 de oameni. Imaginează-ți cam cât public ar fi acum pe un stadion la o meci de națională, care ar cotropi un oraș cu 3 străzi principale și 2 biserici. La acel meeting se cer drepturi egale cu ale maghiarilor și sașilor din Transilvania, acceptarea limbii române ca limbă oficială vorbită în școli și desființarea iobăgiei. Conducerea maghiară refuză cererile. Și aici intervine Avram Iancu, un avocat devenit celebru care a și apărut pe o bancnotă de 5.000 de lei în anii 90, imediat după Revoluție. În timpul adunărilor naționale care se organizau prin sate și orașe, el i-a informat pe participanții la manifestații despre drepturile cerute de revoluționari. El a adunat o armată de moți pentru a se apăra de un eventual atac al maghiarilor. Devine prin forța lucrurilor un adevărat general luptător pentru drepturile românilor. Cu toate că românii se opun, revoluționarii maghiari anexează oficial Transilvania Ungariei. Avram Iancu nu cedează și se retrage în munții Apuseni, de unde lansează un război de gherilă împotriva noii conduceri maghiare. Organizează în munți tabere militare de antrenament și se aliază cu armata austriacă. De fapt, a fost o strategie prin care a fost creat un al doilea front pentru a slăbi puterea revoluționarilor de la Budapesta. Avram Iancu spera că îi va înfrânge pe maghiari, iar noul imperiu va recunoaște drepturile românilor. Liderul român cu armata lui de ostași țărani câștigă mai multe bătălii, dar pierde într-un final pentru că vin și armatele rusești. Împăratul Ferdinand I cheamă armata rusă pentru a restabili ordinea în imperiu. După ce armata maghiarilor este înfrântă, românii sunt dezarmați, iar cererile acestora sunt complet ignorate. Revoluțiile din Transilvania iau sfârșit, iar Avram Iancu este decorat atât de ruși cât și de austrieci. Pentru că nicio solicitare a românilor din timpul Revoluției nu a fost luată în seamă, Avram Iancu a refuzat decorația primită de la împărat, iar în schimb a acceptat-o public pe cea rusească. Mai târziu, în 1852, Avram Iancu chiar a fost arestat de armata imperială, dar eliberat imediat pentru a nu genera o nouă revoltă populară. Dezamăgit de trădarea foștilor aliați, își trăiește restul vieții alături de moți în munții Apuseni. Așadar, țările române, ca parte din Europa, au avut propriile mișcări de eliberare națională care au zguduit acest continent în anii 1848-1849. Cu toții au luptat pentru recunoașterea suveranității, pentru a scăpa de tutela imperială, dar și din dorința de modernizare a statelor. În Transilvania, interesele Revoluției Românești n-au coincis cu cele maghiare și au profitat cei împotriva cărora s-au revoltat. Printre revoluționari s-au numărat Vasile Alexandri și Mihail Cogălnicianu în Moldova, Nicolae Bălcescu și Cea Roseti în Țara Românească și Avram Iancu în Transilvania. Revoluțiile pașoptiste au reușit pentru prima dată să trezească spiritul național în toate cele trei regiuni, iar 11 ani mai târziu, în 1859, s-a făcut prima unire după secole de separare. Iar la final o întrebare. Oare Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al țării românești, a avut legături cu revoluționare pașoptiști sau pur și simplu a fost ales pentru că era militar?